Mihailă dus la Atalanta din Serie B, în Serie A, la echipă de Champions League, de către firma impresariată a fraților Becali, împrumut cu opțiune de cumpărare în vară. Cum se pare mutarea asta? A fost o știre care m-a uimit, extraordinară. Nu mă așteptam să se facă un pas. Atalanta este una dintre echipele care, joacă un fotbal spectaculos, un fotbal în viteză. Îmi place foarte mult Atalanta. Și Mihailă în ultima vreme n-a jucat, aproape a fost rezervă. Deci dintr-o rezervă din Serie B să ajungi la o echipă care joacă în cupele europene și joacă fotbalul pe care îl joacă, pe care toată lumea îl remarcă, este un pas extraordinar. Și... nu știu, e reușita fraților Becali. Eu cred că este extraordinar. Cei la Atalanta l-au luat și probabil vor face o evaluare asta așa 4-5 luni de zile. Pentru că una e să ai un jucător în curte la tine să-l evaluezi. A, vă referiți efectiv nu neapărat să vină să dea 50 de goluri, să vadă ei că pot crește poate, acolo. Poate juca în 3 meciuri de 10 minute și într-un meci 45 de minute. Și pentru ei e suficient, dar să-l vadă cum se pregătește, vadă ce calități are, să-l studieze foarte bine din toate punctele de vedere. Și atunci vor face probabil oferta pentru transfer definitiv. Sau să mai ceară încă una cu opțiunea de cumpărare după aceea. Deci, Mihailă să înțeleagă asta. Este o șansă fantastică să arate că este... pe lângă talentul care îl are, are și valoare, pentru că șansa Marius să pleci de la o echipă de Liga a doua, care nu se știa că îți va salva în Liga a doua, să te duci la Atalanta. Atalanta este o echipă, eu aș compar cu Villarreal. Mi se par două echipe la fel de frumoase, adică doi care joacă, două echipe care tot în viteză, totul pe atac. Deci de-aia spun că și el are o șansă fantastică. Aici și e meritul acești doi oameni care în ultimul timp au monopolizat tot ce înseamnă fotbalist tânăr, talent în România și, de ce să nu vorbim corect, i-au ajutat să facă niște transferuri care nu o să gândea nimeni să ajungă totuși chiar la nivelul. Chiar și Muruțan la Galatasaray, dacă mă întrebați pe mine. Toată lumea care nu recomanda nimic pe Muruțan în momentul transferului. Păi, dovadă că și acolo sunt. Și că-l dau să zici, că poate merita. Da, de acord cu tine, dar au mers la un Galata care în clipa de față se caută, cum spune mister, se caută. Corect. Nu este o echipă care, să spui o echipă bine așezată, o echipă structurată care să bată la titlul în Turcia. De acord, dar la Galata nu poți să stai mai mult timp așa să nu te bați sus. Probabil e un sezon ratat, iar din vară încearcă să reconstruiască echipa, mă gândesc. Da, dar să sperăm că vor rămâne acolo. Rămân în contractul, e clar că pentru Iordănescu ar fi bine să rămână, să joace, să aibă continuitate. Că așa dacă începe să plimbă 8 luni la Galata, 6 luni sau un an în altă parte, nu se poate acomoda el. Atea schimbări și, nu știu, sunt și foarte tineri, cel puțin Moruțan e foarte tânăr, nu știu care are capacitatea mentală să poată acomoda de la o echipă la alta. E greu. Însă la Mihail e cea fantastic și revin, am spus cu două serii. Mă bucur de revenirea la Drăguș. Da, nu prea se vorbește deci, de Drăguș, într-adevăr. Deci tinerește, dacă Eli, sperăm că are și timpul și acum aceste două jocuri amicare, atunci și el să facă o evaluare la acest grup tineri. 5 goluri în 17 meciuri în campionat pentru Standard are sezonul ăsta Denis Drăguș. El acum, în ultima perioadă, a venit pe accidentare. Am informații mele, s-a reglat puțin și în viața privată cu probleme care le avea cu familia, atât de genul ăsta s-a reglat și această poveste. Deci el are calitate și Drăguș foarte bună. Ne-am spus, sunt câțiva jucători foarte tineri, până în 23 de ani, care ar trebui toată să ne mulțumească și pe noi. Denis Ban, Mihail, Moruțan, Drăguși, Coman. Păi, hai mă copii, când? Că aveți șansa asta. Corect. Aveți o șansă acum extraordinară, că este un vid la echipa națională de jucători cu greutate. Voi trebuie să luați puterea dacă aveți dorința asta. Dacă nu. E o veste bună și pentru Edi Iordănescu. Acum este, dar Mihail, poate și Man. Da. Vreau să te întreb, crezi că... ar trebui mizat pe tinerii aceștia, forțați un pic poate la Naționala Mare și aici mă gândesc la multe variante de jucători tineri interesați, Drăgușin, de exemplu, iarăși, că a fost tot scandal. Eu zic că dacă nu acum, atunci când? Nu, la Drăgușin să mai așteptăm puțin, pentru că el încă nu și-a stabilizat situația, este împrumutat la Sampdoria, nu? Dar joacă constant, are deja vreo 12 meciuri în serie. Acord, deci hai să mai așteptăm puțin. Acolo, în zona defensivă, mai greu să aduci un copil de 19 ani. Ce părere ai, Marius? Eu zic că acum e momentul ca echipa națională să facă un schimb de generație real și să odată cu venirea lui Edi Iordănescu. Bine, el are strategia lui, dar eu zic că dacă nu acum, atunci când? Suntem jos, nu știu dacă mai jos de atât, se poate și mai jos de atât, dar suntem foarte jos din punct de vedere al rezultatelor în ultima vreme. Ne bat echipe pe care înainte le luam la preț de matineu și ziceam că le desfințăm. Acum iată că am ajuns să jucăm de la egal la egal cu Albania și cu mai știu eu cine. Și e momentul ca cineva să-și asume, să aibă curajul acesta să-și asume. O spun în calitate de suporter. Îmi doresc să văd acești tineri jucători la echipa națională. Îmi doresc să văd un schimb de generație și să li se dea o șansă. Eu aici un pic sunt de acord mai mult cu tine, Victor. Un jucător care are 10-12 meciuri jucate în Serie A.
ce vrei mai mult de atât? De ce să-l duci în continuare unde? La nivelul e prea înalt. E prea înalt. Este corect. în top. Sunt naționale, Franța, Germania, care duc jucători de la 19-20 de ani și joacă acolo. 13 meciuri pentru Sampdoria sezonul acesta. Unde să joace mai mult de atât ca să nu-l aduci la echipa națională? Să joace unde? La Manchester United? Deci omul joacă în Liga 1. Aici n-am pus, atenție, aici n-am pus Cupa Italiei, unde mai are două meciuri cu Torino și cu Juventus. Deci are, că sunt tot echipe de seria, deci are 13-15 meciuri sezonul ăsta pentru Sampdoria. Mi se pare incredibil, domnul Diu. Vorbim de un fotbalist de 19 ani. Mario spunea că cineva să-și asume răspunderea. Da. Adică ce jucători să-și asume răspunderea și ei. Pentru că acum au câștigat foarte mulți bani la vârsta lor, da? Sigur, corect. Meritat. Nu uităm noi să contestăm asta, da? Da. Au o șansă să fie, știu, iubiți de lume. Meseria care o fac, cea de fotbalist, e iubită de lume. Și ei pot fi adulați de toată lumea care vine pe stadion. Trebuie să-și dorească asta. Și asta o obții numai dacă joci bine, dacă echipa națională câștigă, nu? Pentru că și ei de acum, aceste două jocuri amicale, el trebuie să profite de ele, să-și contureze o echipă pentru cele patru jocuri din Liga Națiunilor care sunt în